Pentru cârma municipiului Rădăuț a fost validat consilierul județean Nistor Tătar, care, după cum a precizat președintele organizației județene a PSD, Ioan Cătălin Nechifor, acesta are potențial. E o zi de februarie, e 12 februarie, e o zi importantă și vreau să o ținem minte cu toții, ziua în care pornim din nou hotărât, apăsat să recâștigăm guvernarea locală, județeană și națională pentru PSD, pentru România. În politica de administrație trebuie să fie om dedicat, om hotărât, om cu competențe și vreau să vă spun cu sinceritate, Nistor Tătar are carte, are știință, are experiență și are un lucru important pe care vi-l spun astăzi, un secret important, va are pe dumneavoastră. Fiecare om de aici din Rădăuț, fiecare domn și doamnă, tânăr sau mai vârstă, îl are pe Nistor Tătar în echipa sa, un om dedicat, un om care știe să facă administrație, care a dovedit competență și un om pe care dumneavoastră ca municipiu îl meritați. La Rădăuț n-aveți nevoie de vorbe, n-aveți nevoie de lucruri frumoase spuse, n-aveți nevoie de promisiuni de campanie, aveți nevoie de garanție. Iar garanția pe care vă dă Nistor Tătar, o știți cu toții, cel care a reușit un fapt aproape unic în România, ca într-o companie publică a municipiului să vă ofere la calitate și la prețuri decente căldura în apartamente, în case, în locuințe, în spații de interes public. Și asta cred că știți și asta cred că e mântuia dumneavoastră. Nicăieri nu avem un astfel de sistem la fel de bine făcut pentru că aici a fost gospodar. Eu despre domnul ministru Tătar, n-am să spun prea multe, Cătălin l-a descris și a spus că are și iar are. Domnul ministru, nu mă îndoiesc, sunt astăzi aici cu dumneavoastră pe scenă și vreau să revin imediat după data de 5 iulie. Aveți pentru prima dată ocazia să votați o persoană care, cu siguranță, pentru municipiul Rădăuț va fi un mare câștig. Dumneavoastră veți votări pe 5 iunie, îl cunosc pe domnul ministru Tătar, a venit la București pentru a creona acea ordonanță de foarte multe ori. Deci s-a bătut pentru municipiul Rădăuț. Deci merită să fie primarul dumneavoastră. Și dumneavoastră sunt convins că îl veți vota. Domnule președinte, stimați colegi, mă bucur foarte mult că am ajuns astăzi în fața dumneavoastră, alături de echipă Curtea Mică, toți colegii din primari și candidați de primari din colegii 6 și 7, oameni cu experiență, din care probabil că voi învăța și eu ce mai am învățat experiență la conducerea primăriilor, în fața președintelui, Consiliul Județean, care m-a sprijinit foarte mult și cu această ocazie mulțumesc totului, la tot biroul permanent județean, care m-a sprijinit și datorită dumnealor și am ajuns în fața dumneavoastră și vreau să spun că nu pot fără dumneavoastră să ajung la primărie. Vreau să vă spun că numai cu ajutorul dumneavoastră, dacă dumneavoastră veți avea încredere în mine, voi putea ajunge și împreună vom putea aduce orașul în situația care măcar în primul an, care a fost acum 8 ani de zile, și să dezvoltăm, să avem infrastructură în municipiul Rădăuț, să luăm exemplul de la Pârticeni, să luăm exemplul la Gura Humorului, unde s-au dezvoltat foarte mult. Astfel, după lansarea de vineri, Partidul Social Democrat are candidați începând de la Rădăuț și până la Ulma, însă cel mai așteptat anunț rămâne cel al candidatului PSD la primăria municipiului Suceava. M-ați luat prin surprindere. Știți că eu sunt foarte rea de vorbă în absența, în prezență mai puțin. Da, ce pot să spun? Astăzi îl felicit pe domnul Tătar pentru candidatura care astăzi o lansăm toți, suntem alături de el și îmi doresc ca și în celelalte localități colegii noștri să aibă un succes în alegeri de viitoare. Sunt mândru că fac parte din acest partid, sunt mândru că fac parte dintr-un partid puternic, sunt mândru că acest partid are membri puternici. Îmi doresc să facem treabă bună la arbore și să sperăm că tot va fi bine și toate lucrurile vor intra în fodașul normal.